Suntem zgârciți cu toții și invidioși. Nu ajutăm, însă am vrea să ne ajute. În loc mai buni să fim, suntem răutăcioși și deseori a noastră vorbă pute. Noi astăzi foarte rar vom lăuda un om dacă ceva îi se primește. În schimb, cu toții îl vom ofensa să nu mai facă ce îi se primește. Noi vom vorbi azi omul pe la spate, stropindu-l cu negreață și cu zoaie, că el a izbutit, are de toate, pe când pe tine lenea te înmoaie. Suntem cu toții plini de fățărie, dar nu vom crede că suntem mâncați de ea. Iar dacă capurile sunt pline de prostie, în gura mare cu toți asta vom nega. Sunt foarte mulți care o fac pe credincioși, care în biserică doar în genunchi vor sta. Însă ieșind din casa Domnului frumoși, iar mai departe vor fura, vor înjura. La toți ne place să păcătuim. Făcând greșeli în orari ne vom schimba. Însă uitând la viața noastră să privim, cu bucurie alte vieți vom judeca. Nu pot să zic că suntem numai răi, că sufletele sunt pline doar de ură. Dar din păcate astăzi și în femei rar vei găsi respect, stimă sau cultură. Noi suntem răi și plini de răutate. Și știți de ce? Că deseori uităm că noi avem în noi și bunătate. Și doar pe ea ar trebui să o cultivăm. Noi suntem diferiți. Cu asta am dreptate. Și oameni fiind noi cu toți greșim. Dar dați și-o îmi scăpa de răutate. Și până la urmă, dați oameni să fim.